Domnilor și domnilor, dezvoltarea și sănătatea copiilor pe termen lung sunt legate, mai mult decât credeam până acum, de obiceiurile părinților înainte de concepție, de obiceiurile mamei în perioada periconcepțională și în dezvoltarea intrauterină a fătului, apoi de alimentația mamei în perioada de alăptare la sân și de modul de hrănire a copilului după înțărcare. Mai mult chiar, alimentația sănătoasă a mamei și copilului are influențe până la vârsta de adult. Un studiu efectuat asupra 2070 de mame din Anglia, Finlanda, Germania, Ungaria și Spania a arătat că majoritatea mamelor nu consideră că alimentația în copilărie poate influența sănătatea și la vârsta de adult. Iar dacă părinții nu înțeleg seriozitatea consecințelor pe care le au alegerile pe care le fac din neglijență, obișnuință sau comoditate, atunci pot apărea urmări nedorite pentru copiii lor chiar toată viața. Alăptarea la sân constituie modul cel mai bun de hrănire a nou-născutului în primul an de viață. Laptele de mamă protejează împotriva infecțiilor și scade riscul hipertensiunii arteriale, a diabetului, bolilor cardiovasculare, unor forme de cancer și a obezității. Printre avantajele hrănirii la sân sunt autoreglarea ingestiei de energie, aportul mai redus de proteine și o rată mai mică a creșterii în greutate, datorită aportului mai mic de proteine din laptele de mamă. Indicele de masă corporală și înălțimea sunt influențate de gene, de compoziția alimentelor, de supravegherea părinților și de obiceiurile de hrănire. Mecanismele care reglează apetitul pot fi modificate. În ultimele decenii, schimbările survenite în alimentația populației au dus la o nutriție care produce obezitate. Dezvoltarea gusturilor, obiceiurile părinților, caracterizate printr-un control excesiv, în special prin forțarea de a se mânca mai mult, toate la un loc au dus la situația care se observă cu puține excepții pe tot globul. Plăcerea sau repulsia joacă un rol important în alegerile alimentare, în special la copii, iar preferințele sunt formate din asocierea factorilor genetici cu cei de mediu. Alimentele cu un conținut mare de grăsimi și zahăr sunt de obicei preferate de copiii din multe țări, în timp ce vegetalele, zahăraturile, nu sunt bine primite aproape universal. Acest tipar de preferințe sugerează existența unei predispoziții înnăscute a gusturilor. Preferința pentru dulce este prezentă la noul născut pe tot globul și se poate observa prin expresia feței atunci când se aplică o picătură dulce pe limbă, ca și repulsia față de acru și amar. Influența genetică asupra apetitului a fost demonstrată pe gemeni. Dar respingerea vegetalelor de către copii și mulți adulți dăunează calității alimentației și felul de hrănire în fragedă copilărie are o strânsă legătură cu obezitatea și riscul obezității. Care este influența părinților? Mediul alimentar din zilele noastre, caracterizat prin alimente ieftine, gustoase și bogate în energie, poate favoriza supraalimentația și câștigul în greutate. Există dovezi indiscutabile privind interacțiunea între modul de alimentație a părinților și greutatea copiilor. În ciuda intențiilor bune, atitudinea părinților în legătură cu alimentația copiilor este în general haotică. Luarea mesei cu întreaga familie constituie un moment deosebit de valoros pentru a influența și controla alimentația copiilor. Prezența a cel puțin unui părinte la cină se asociază cu un risc mai mic de a nu consuma fructe și zahăraturi, iar la vârsta de adolescenți de a sări peste masa de dimineață. Copiii care au descris pe părinții lor ca autoritari au consumat mai multe fructe și mai puține gustări nesănătoase decât cei care au descris pe părinții lor ca neinteresați de felul alimentației. Un studiu a arătat că adolescenții care luau masa cu toată familia au simțit mai mult sprijin din partea părinților pentru o alimentație sănătoasă, au stat mai puțin în fața televizorului și au consumat zilnic mai multe fructe și zahăraturi.
În schimb, mamele care nu luau masa de dimineață și nu consumau fructe și vegetale, aveau copii care se alimentau mai nesănătos. Interesul pentru greutatea copiilor. O cercetare recentă efectuată în Olanda a arătat că majoritatea părinților nu era conștientă de surplusul ponderal sau obezitatea copiilor lor între vârsta de 5 și 11 ani. Copiii cu greutatea normală erau considerați ca fiind slăbuți sau prea ușori, iar copiii cu un surplus ponderal erau considerați ca având o greutate normală. Cei obezi erau văzuți ca fiind puțin prea grei. Nerecunoașterea surplusului ponderal face ca părinții să nu fie motivați pentru a controla greutatea copiilor și a interveni tocmai la vârsta cea mai potrivită. Autorii studiului au arătat că 40% din mame nu erau conștiente de aspectul supraponderal al copiilor lor și mai bine de jumătate dintre mame nu-și dădeau seama de riscurile legate de surplusul ponderal și obezitate. Într-o cercetare efectuată în Australia, peste 20% din părinți subapreciau greutatea copiilor lor. Percepția propriei mase corporale poate fi influențată de persoanele cu care au de-a face în fiecare zi. Aprecierea greșită a copiilor și adolescenților privind propria greutate era influențată de contactul cu persoanele supraponderale sau obeze la școală și în cămin. Un alt aspect legat de preferințele alimentare este densitatea energetică, adică numărul de calorii pe gram de aliment. Chiar și dintre fructe și legume, copiii par să prefere pe cele care furnizează mai multe calorii pe gram, cum ar fi bananele și cartofii, și să ocolească salata verde sau castraveții. Există o preferință înnăscută pentru alimente bogate în energie, deci atât copiii cât și adulții, prin instinct, aleg alimentele bogate în grăsimi și sărace în fibre. Densitatea energetică este unul din factorii care s-a bucurat de puțină atenție în studiul obiceiurilor alimentare ale copiilor și riscul obezității. Adulții reglează cantitatea de alimente consumate prin greutate și volum, într-o mai mare măsură decât caloriile pe care le consumă. Numeroase studii au arătat că densitatea energetică este un aspect nutrițional influențat mai mult de mediul din jur decât de gene. Iar mediul nutritiv pe care îl creează părinții în cămin formează preferințele și acceptarea alimentelor la copii. Înmulțirea deosebit de mare a obezității din ultimele decenii sugerează că factorii de mediu și comportamentul joacă un rol important în modificarea cronică a echilibrului între aportul și cheltuiala de energie. Totuși, nu toți devin obezi, ceea ce înseamnă că există variații considerabile în răspunsul individual la mediul obezogen. Gradul în care un aliment este familiar are un efect puternic asupra acceptabilității. Pentru mulți copii și unii adulți, necunoașterea, lipsa de obișnuință este un motiv suficient pentru a evita alimentul nou. Copiilor le place ceea ce le este cunoscut și ei mănâncă ce le place. Aproximativ 20-30% din copii sunt neofobi, adică nu acceptă alimente noi, iar părinții, de teama ca odraslele să nu cumva să rămână nemâncate, cedează și oferă iarăși și iarăși alimentul preferat, încurajând prin aceasta atitudinea copilului de a evita alimentele sănătoase. Surplusul ponderal sau obezitatea părinților crește riscul obezității la copii. Relația între masa corporală a mamei și aceea a copilului este mai puternică decât relația greutății tatălui cu aceea a copilului. Chiar dacă există o componentă genetică ce favorizează predispoziția la obezitate, stilul de viață a întregii familii, ce și când se mănâncă, poate fi decisiv pentru ca odrasla să fie supraponderală sau obesă. Mamele și tații care consumau o cantitate mare de alimente și erau sedentari, aveau fiice
cu o greutate mai mare decât fiicele părinților cu greutate normală. Un studiu efectuat în Australia arată că cina îmbelșugată, concomitent cu vizionarea televizorului, consumul de fast food se asocia cu o greutate mai mare și un risc crescut de obezitate. Subliniind relația dintre caracteristicile mediului din cămin și comportamentul copiilor, autorii arată necesitatea adoptării în cămin pentru întreaga familie a unui stil de viață cu alimentație predominant vegetariană și cu multă activitate fizică, jocuri și sport la care să participe cu toții. De fiecare dată când se vorbește despre prevenirea obezității, se accentuează rolul nefast al băuturilor dulci și acela al vizionării prelungite a televizorului, precum și timpul prea îndelungat petrecut cu calculatorul. De asemenea, se accentuează că gusturile se pot schimba și copiii vor consuma ceea ce consumă părinții lor. Deci, mai întâi părinții trebuie să facă schimbările necesare și numai așa se va putea evita obezitatea la copii, una din marile primejdii ale secolului 21.